Explozie urmată de un incendiu de proporții la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș. Flăcările au mistuit întreaga clădire. Pompierii s-au luptat ore întregi cu focul. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar pagubele materiale sunt însemnate. Incendiul a izbucnit la platforma Cronospan din municipiul Sebeș. Martorii au fost alertați de zgomotul puternic al exploziei. Flăcările au cuprins întreaga clădire în doar câteva minute. Echipele de salvare au ajuns imediat la fața locului cu mai multe autospeciale. Angajații fabricii au reușit să se autoevacueze la timp. Ulterior au încercat din răsputeri să stingă focul puternic, însă fără prea mult succes. Este vorba de un incendiu produs la un buncăr de pulbere de lemn din incinta unui operator de prelucrare a lemnului. Până la ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitării, s-au dispus de îndată măsuri de protecție, limitare și lichidare a acestuia de către serviciul privat pentru situații de urgență a operatorului în cauză. La fața locului s-au deplasat de îndată 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă aparținând secției de pompieri Sebeș și respectiv serviciului voluntar pentru situații de urgență Sebeș, o autoscară mecanică de la detașamentul de pompieri Alba Iulia și un echipaj de prim ajutor medical. După ore întregi de luptă cu flăcările imense, pompierii au reușit să stingă incendiul. De vină ar fi fost o defecțiune din interiorul buncărului. Incendiul s-ar fi produs cu urmarea unui defect la un mecanism interior al buncărului. Intervenția a fost una destul de dificilă și a durat aproximativ 3 ore, iar pe parcursul nopții s-a procedat la evacuarea pulberii de lemn din buncăr din către personalul operatorului. Din fericire, nu s-au înregistrat victime ca urmare a acestui incendiu. Proprietarii fabricii s-au ales cu pagube materiale însemnate. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza izbucnirii exploziei.